În perioada 25-31 iulie, polițiștii au organizat mai multe acțiuni pentru reducerea accidentelor rutiere produse din pricina nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public sau de mărfuri. În cadrul activităților de control pe raza județului Olt, au fost verificate peste 270 de autoturisme, dintre care aproape 170 destinate transportului de persoane și 100 transportului de marfă. Încălcările normelor rutiere în vigoare nu au fost puține. În consecință, oamenii legii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii olteni au verificat 270 de autovehicule, dintre care 166 de autovehicule destinate transportului de persoane și 104 autovehicule destinate transportului de marfă. În urma controalelor au fost constatate 75 de abateri, dintre care 27 la autovehiculele de transport persoane și 48 la cele de transport marfă. Astfel, transportatorilor de persoane și de mărfuri le-au fost aplicate 27 de sancțiuni pentru neutilizarea centurilor de siguranță, 18 pentru lipsa documentelor și 20 pentru alte abateri la regimul rutier. Acțiunea pentru prevenirea accidentelor rutiere grave s-a desfășurat simultan în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, conform planului de operațiuni al Organizației Poliției Rutiere din Europa. Au fost verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu capacitate de transport mai mare de 8+1 locuri, dar și cele destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.